Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În filmul de astăzi o să vă arăt cum mi-am petrecut eu ziua de 1 mai, o zi neobișnuită față de tot ceea ce se întâmpla în anii anteriori, dar o zi pe care o să mi-o amintesc cu siguranță toată viața, atât de atipică a fost. Bineînțeles că iar am fost singură acasă și mi-am început ziua cu un mic dejun, un fel de guacamole simplificat, dacă pot să-i spun așa, o rețetă pe care o fac foarte des de când am descoperit fructul de avocado în urmă cu câțiva ani. Avocado trebuie să fie bine copt, astfel încât să-i pot scoate miezul cu lingurița, pe care îl pun într-o farfurie și pun sare multă. Avocado cere sare, pentru că altfel este fat și oarecum chiar grețos câteodată. Apoi îl zdrobesc cu furculița și pun lămâie de asemenea foarte multă și să nu oxideze, dar și pentru că îi dă un gust foarte bun. Mai pun ceapă tăiată mărunt, de data asta am avut ceapă verde. Și foarte bine ar fi dacă ați avea frunze de coriandru proaspăt. Nu am avut, așa că am pus coriandru uscat. Niciodată nu am pus nici usturoi, nici roșii în guacamole. Usturoi nu am pus pentru că îi schimbă mult prea tare gustul, iar roșiile mi se pare că îi schimbă culoarea aceea verde frumoasă. Și întotdeauna am lăsat roșiile să le mănânc separat, să le mănânc întregi. Avocado este un aliment destul de controversat, pe de o parte pentru că are multe calități nutritive, însă, pe de altă parte, se spune despre el că este un aliment care îngrașă, pentru că se știe că are foarte multe calorii. Și acesta este micul meu dejun, două felii de pâine prăjită cu avocado, un strugure, iar lalelele astea minunate sunt cumpărate de la Lidl. Nu doar acum că sunt saloanele închise, dar eu întotdeauna m-am vopsit acasă și mă vopsesc de ani de zile cu Londa. Acum e numărul 8x13, înainte era numărul 16, nu știu de ce s-a schimbat numerotarea, dar nuanța e aceeași, blond mijlociu sau blond mediu. Să-mi aplic vopseaua pe păr durează 15 minute, apoi mai aștept alte 45. Și asta înseamnă că după o oră și 12 lei cheltuiți, nu mai am niciun fir de păr alb. Ziua de 1 mai a fost destul de mohorâtă, iar pisica mea a stat nostalgică în geam, nemișcată ca un sfinx aproape toată ziua. Singurul lucru care o făcea să tresară era sirena mașinilor de poliție, care patrulau dintr-un capăt în celălalt al orașului și oarecum induceau așa o stare de neliniște. Ne plângem că stăm închiși de 7 săptămâni, dar ea săraca stă în apartament de 10 ani. 1 mai fără mici e ca și Crăciunul fără cozonac, așa că am scos grătarul acesta, o invenție genială, și voi prăji mici. Pe grătarul acesta se pot coace orice fel de legume, în special vinetele ies excelent, dar în același timp și mici ies foarte bine. O să prăjesc 8 mici, 4 pentru mine și 4 o să-i duc după masă lui taică-meu. Atunci când prăjesc mici sau orice fel de altă carne, pun apă în vasul de jos și vaporii care se creează nu lasă deloc să se usuce carnea și rămâne foarte fragedă. Desigur că pentru acest tip de grătar, plita trebuie să fie pe gaz, pentru că pe o plită electrică nu are cum să funcționeze. Focul trebuie să vină pe gaura aia din mijloc. Recunosc că atunci când vine vorba de muștar, sunt foarte pretențioasă și îmi place să am în frigider multe sortimente. Iar astăzi o să combin un muștar de Dijon cu unul cu miere. Deși în mod tradițional lângă mici se bea bere, eu prefer totuși o limonadă. O limonadă pe care am făcut-o cu apă minerală și cu multă miere. A, și bineînțeles cu gheață, pentru că vara e aici aproape.
de ce am ținut morțiș să fac mici de 1 mai, pentru că nu mă dau în vânt după ei, dar cred că e și acesta un mod de a ține cu dinții de tradiție. Pâine proaspătă, mici cu muștar și, da, peste bere am sărit, am rămas la limonadă. Am plecat apoi la tatăl meu să-i duc și lui micii, iar primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns la el a fost să inspectez cireșele, să văd în ce stadiu de coacere au ajuns. Fericile m-au fascinat întotdeauna. Nu știu dacă ați observat vreodată cum le cresc frunzele, cum se desfășoară capătul frunzei exact ca ața de pe un mosor. Foarte interesant. Deși a început ploaia, asta nu m-a împiedicat să dau o fugă până la Kaufland, să caut castraveți, deși asta cred că era doar pretextul ca să mai evadez puțin din monotonie. Cred că în afară de mine, în tot magazinul mai erau 3 sau 4 clienți, era o pustietate de zile mari și asta m-a făcut să mă simt ca un extraterestru. Dar dacă tot m-am trezit în magazin, am făcut câteva mici cumpărături și tot pe ploaie m-am întors acasă. Grădinăritul nu este nici pe departe printre pasiunile mele, dar pentru că sunt foarte curioasă să văd cum are gustul acest creson de care vorbește toată lumea, m-am hotărât să pun câteva semințe în pământ și să văd ce iese. Procesul în sine nu pare foarte complicat. Germinarea zice că durează doar 3 zile. Investiții nu am făcut. Cutia în care am pus semințele este o cutie în care au fost ciuperci, parcă. Și pământul îl aveam. Așa că am pus semințele în pământ, le-am udat cu apă și cutia am pus-o la geam să aibă și un pic de lumină. Iar acum o să aștept. Singura emoție îmi vine din partea pisicii, care e foarte curioasă din fire și sper să nu îi vină vreo idee și să înceapă să scormonească pământul. De când am învățat cum se face mămăliga fără cocoloașe, fac foarte des mămăligă cu brânză și așa îmi place să fie mămăliga, asta să fie consistența moale, nu-mi place să fie vârtoasă. Iar deasupra am pus parmezan ca să semene la gust cu pastele italiene. Un mod în care îmi place foarte mult să-mi petrec timpul liber, o activitate care mă relaxează și care îmi aduce și foarte multe satisfacții, este scrapbooking-ul. Este o activitate care presupune crearea unor albume de fotografii, însă nu niște albume simple, ci albume în care se intercalează printre poze și tot felul de alte decorațiuni. Cristina, i-am făcut mai multe astfel de albume, iar acum lucrez la un album pentru Vlad. Vlad este băiatul meu. Un sneak peek, vi-l arăt acum într-o poză, pentru că el nu are niciun fel de cont pe social media și mereu m-ați întrebat de el. Mi se pare atât de relaxant să caut stickerele potrivite, textele, să colorez, să desenez, să decupez, încât niciodată nu mi se face somn și nu mă simt obosită când fac scrapbooking. În descrierea acestui videoclip o să vă las un link cu modul în care am creat primul album pe care l-am făcut cadou Cristinei și poate o să vă inspire și pe voi. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Așa mi-am petrecut eu ziua de 1 mai în captivitate. Este adevărat că totuși am avut o mică evadare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo.
iar până data viitoare vă doresc numai bine!